Bună ziua, iată-ne la cea de-a doua întâlnire cu senatorul Daniel Butunoi. Bine v-am regăsit! Bună ziua, mulțumesc de invitație și sper să avem dezbateri corecte și frumoase astăzi. Să intrăm direct în subiect. În ziarul Tecucian avem un articol referitor la patru centre financiare ale unităților de învățământ din Tecuci, care și-au epuizat bugetul pe anul în curs. Aș vrea să vă cer opinia dumneavoastră în legătură cu acest articol. Am citit și eu acest articol și am rămas extrem de surprins. Este încă o dovadă a faptului că un ziar care se dorește a fi un ziar de presă, un, un, o instituție de presă liberă și un ziar de informație dezinformează și aruncă cu noroi în instituțiile de învățământ școlar din Tecuci. Și aș dori să mă refer în primul rând la două idei principale sau două aspecte pe care le am sesizat în interiorul acelui articol. Două minciuni grosolane, și pentru asta chiar m-am informat și m-am pregătit un pic cu niște documente uh, grăitoare. Vis-a-vis uh, -vis de acuzația domnului primar cu uh, acea comasare făcută în mod abuziv de către inspectoratul școlar, eu nu pot decât să constat că domnul primar ori nu-și mai mintește, ori asemna ca primar, ori încearcă să mintă. O să vi le pun la dispoziție și dumneavoastră două adrese pe care o serie de documente pe care eu le-am le-am luat din, din primăria Tecuci prin care spune așa o adresă a primăriei Tecuci către inspectoratul, școlar, o adresă cu numărul 4058 din data de 18 decembrie 2013, prin care domnul primar semnează și șeful serviciului buget contabilitate doamna Angelica Niță, în care solicită avizul conform pentru organizarea învățământului în anul școlar 2014-2015, adresă care are ca anexă și un tabel, din care reiese foarte clar că această propunere de comasare a grădinițelor 14 15 16 este propunerea domnului primar. Deci, dacă vedeți, rețeaua existentă 2013-2014, rețea propusă 2014-2015 este cu comasarea celor trei grădinițe 14, 15 și 16, anexă semnată de către domnul primar și de către uh, uh, doamna uh, director Angelica Niță din primărie. Și mai am adresa cu răspunsul inspectoratului școlar județean, pe care domnul primar îl acuză degeaba, în care spune că vă comunicăm conform uh, avizul, conform primul organizarea rețelei școlare de pe raza administrativă teritorială a municipiului Tecuci. Eu o las cetățenii și pe dumneavoastră să trageți conclu concluziile cine uh, minte sau dezinformează cetățeanul municipului Tecuci. Doi, dacă vorbim despre finanțare, că au fost câteva centre financiare, câteva instituții școlare, au fost acuzate că au intrat deja în bugetul de cheltuieli pentru trimestrul 4. Păi au intrat pentru că nu au avut niciodată la dispoziție fonduri necesare pentru reparații, pentru întreține și sărmanii manageri de școli au fost nevoiți să văruiască, să vopsească, să facă curățenie în localurile școlilor și aș vrea să îi sugerez domnului primar să citească mai atent legea 1, legea învățământului, în care se stipulează vis-a-vis -vis de finanțare niște lucruri extrem de clare. Pot chiar să îi sugerez la articolul 104 din legea învățământului că finanțarea unităților de învățământ cuprinde finanțare de bază, complementară și suplimentară. Mai pe înțelesul tuturor spus, ca să sintetizez și să vă permită și noastră timpul, banii primiți Per capita, per elev, per școlar sau preșcolar, sunt primiți de la Ministerul Învățământului către autoritățile locale și autoritățile locale nu mai le distribuie. Mai simplu, primăria primește o sumă din bugetul de stat, de la Ministerul Învățământului, prin coordonarea și expertiza Inspectoratului de Stat Școlar, Ministerul, bugetul de stat plătește salariile profesorilor. Și, în plus, bugetul de stat asigură și o sumă minimă pentru desfășurarea activităților de învățământ. Această finanțare de bază cuprinde salariile și cheltuieli de capital sau cheltuieli materiale pentru întreținerea acestor școli. Este obligația dumnealui, ca prin a doua componentă a finanțării unităților de învățământ, așa cum spune legea, legea învățământului. La articolul 105, de exemplu, unde spune că finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrative teritoriale care aparțin unității de învățământ preuniversitar și așa mai departe. Deci, domnul primar are obligația să asigure bani pentru investiții, reparații capitale, subvenții pentru internate și cantine, cheltuielile cu bursele, bursele elevilor, bursele de merit, bursele sociale, bursele școlare, cheltuieli cu naveta cadrului didactice și cu regret vă informez că până la această dată s-au primit, cu câteva excepții unde chiar era nevoie că se dărâmau școli cum a fost cazul școlii numărul 6, suma de bani alocată de către domnul primar, către aceste instituții de învățământ școlar a fost zero. Chiar uh, mulți prieteni, mulți cunoscuți mi-au sugerat că din suma alocată sau din suma cheltuită cu panourile electorale din centrul orașului s-ar fi putut uh, renova o școală de la zero. Cum a observat și mai devreme, din ce în ce mai des ziarul Tecuceanul publică articole cu încărcătură politică. Care este poziția PSD-ului față de acest lucru? Din păcate, ziarul Tecuceanu uh, are un subtitlu acolo, în, uh, în prima pagină, ca fiind buletin de presă editat de primăria tecuci. Uh, noi nu putem să-l caracterizăm decât ca fiind uh, scânteia zilelor noastre, în care se elogiază o anume personalitate și uh, activitatea unui partid politic. Necazul mare este pentru noi că acest ziar este plătit din uh, bani publici, Sper să găsim o soluție, să renunțe la acest tip de abordare. Dacă cineva, un partid politic sau un lider politic dorește să-și facă imagine în presa scrisă, n-are decât să cheltuie bani privați și să o facă. Nu consider că este corect ca acest iar să fie plătit de noi și să aducă elogii unei personalități a cu ghilimele de rigoare. Este un uh, ziar de manipulare uh, și, din păcate, uh, ar fi trebuit ca presa tecuceană să fie mult mai animată pe subiecte corecte, coerente, uh, viabile, de interes public, de interesul cetățeanului. Pe lângă acest iar tecuceanul, eu am fost atacat, dar nu ar fi fost nicio problemă, mi-asum lucrul ăsta, sunt o persoană publică, mi-asum să fiu atacat sau criticat atunci când greșesc, dar am primit foarte multe atacuri de o manieră josnică, de un ton și un limbaj suburban, din partea unui site neasumat, gurile le spun că este a unui anume domn Buchir, și acest domn Buchir care până mai ieri planta flori în gropile din asfaltul din străzile Tecuciului, strângea semnături pentru organizarea unui referendum pentru demiterea primarului, astăzi nu pot să observ decât că s-a transformat într-o slugă perfectă a primarului și să constat că cu amărăciune de altfel că forța civică un partid care a apărut de curând s-a simțit la fel de repede. Aș vrea să-i atrag atenția domnului Buchir că nu-i face cinste domnului Răzvan Ungureanu, o personalitate și un coleg senator pe care eu îl cunosc și îl respect. Domnul Răzvan Ungureanu este un tip elegant, cu, un, cu educație, cu un discurs coerent. Domnul Buchir duce nivelul discuției într-un loc pe care eu nu-l pot accepta. Dacă dorește să își construiască o carieră publică, o carieră politică, îl invitor când dorește lui la discuții, pe tematica stabilită de dumnealui, dar în niciun caz nu va găsi un partener de discuție cu mine, cu trivialități, înjurături și atacuri la persoane sau la familie. Revenim la subiectul legat de școli. Cei nouă directori de miș au afirmat, au invocat de fapt, că asupra lor s-au exercitat presiuni. Eu aș reformula un pic întrebarea noastră și vin cu un argument în sensul acesta. Eu n-am auzit niciunul din cei nou, pe niciunul din cei nouă directori că au, au, a exercitat presiunea asupra lor cineva, ci l-am auzit numai pe domnul primar spunând acest lucru și vreau să-i atrag atenția că bate câmpii pe subiect, vrea să politizeze excesiv și să pă, culeagă avantaje politici în acest subiect. Sintetizăm foarte clar. Decizia de prelungire a mandatelor de director de școli a fost a Administrație administrația inspectoratului școlar județean. Nu a fost niciun fel de presiune, ba, din contră, vă pot chiar da exemple de eu, foști și actual manageri, domnul Grecu și cu doamna Cristovici de la liceul numărul 1, Cristovici, un nume cu rezonanță în PNL, da? eu, doamna Dascălu de la liceul agricol, de la Colegiul Național de Agricultură și Economie, Uh, doamna uh, profesor-învățător Sava de la Școala Ioru Iordan. Sunt multe exemple de uh, dascăli care au rămas în funcție. Uh, îi compătimesc pe săracii cei nouă uh, dascăli, nu am nimic personal cu dumnealor. Mai reiterez încă o dată faptul că nu este nici treaba mea, nici a primarului să le evaluăm uh, activitatea didactică. Uh, Păi, compătimesc pentru că i-am -am văzut aflându-se într-o situație jenantă și ridicolă și duminică la ședința de consiliu Local cu acea mascaradă cu diplome de, de excelență. Atât pentru astăzi. Lansăm încă o dată un apel către tecucenii care vor să adreseze întrebări domnului senator. O pot face prin intermediul nostru la adresa de e-mail contactaromprotecuci.ro. Mulțumim pentru timpul acordat. O zi bună. Și mulțumesc. O zi bună.